canalul meu. Astăzi am pentru voi continuarea videoclipului cu produsele pe care le folosesc în duș și acum vom discuta despre produsele pe care le folosesc după ce ies de sub duș. Desigur, dacă doriți, o să fac separat ceva pentru ten, pentru că acolo diferă foarte mult lucrurile și avem rutină de dimineață și rutină de seară, dar dacă vă interesează, spuneți-mi și cu siguranță o să fac și așa ceva. Și astăzi discutăm doar despre produsele pe care le folosesc fix după ce ies din duș. Așadar, o să începem cu produsele pentru păr și am în felul următor. De la Avon, din gama Advanced Technique, un spray pentru păr. Spune aici că ar trebui să aibă 7 beneficii, este cu keratină și spune Instant Repair 7, adică ar trebui să repare părul instant. Nu face desigur acest lucru, însă știți deja că eu pe lungime am părul uscat, deși la rădăcină l-am foarte gras. Și pe lungime eu trebuie să vin cu ceva ca să îmi aducă un plus de hidratare. Eu aplic acest produs după ce ies de sub duș, după ce pun părul într-un prosop din acela moale. Eu folosesc un turban și las bine să se absorbă umezeala din păr câteva minute. După vin cu acest produs, stau cumva la fel, îl aplic stând cu capul în jos și îl aplic de la urechi în jos, neatingându-mă de scalp. Pentru părul meu, care este un păr de lungime mediu spre lung, aș putea să-i spun, nu știu sigur unde se încadrează, dar oricum mediu spre lung, cred că acolo. Pentru mine funcționează undeva la vreo 7-8 pompițe și mi se pare că este de ajuns încât să îmi cuprindă tot părul și să nu mi-l încarce. Dacă voi știți că aveți mai puțin păr, încercați desigur să folosiți mai puțin produs să nu vă încarce părul. După acest produs, aplicat desigur pe toată lungimea părului, v-am zis de la ureche în jos, și aplicat cumva distribuit bine pe tot părul, vin și cu un serum, pentru că acela nu este de ajuns. Acesta este tot de la Avon, din gama Advanced Technique și este varianta Smooth Silk. Teoretic ar trebui să fie un produs care să lase părul foarte moale și cumva să scape de frizz. Pentru mine nu funcționează chiar așa, pentru că știți că eu am părul vâlvoi, așa de la natură, însă îmi place că aduce un plus de hidratare și eu pentru acest lucru îl folosesc. Aici ar spune că ar trebui să aducă și un plus de strălucire. Nu am văzut neapărat o strălucire a părului în plus, dar pentru mine, v-am zis, funcționează destul de bine. La fel îl aplic de la urechi în jos, aplic în palmă vreo 5-6 pompițe, cam așa. Dacă folosesc prea mult, la fel simt că îmi încarcă părul și mă limitez la 5-6 pompițe. Și după îl masez cumva în firul de păr și îmi pun înapoi turbanul în cap, lăsând așa cumva să acționeze de la căldura turbanului și de la scalp, căldura pe care o emite scalpul, și las așa câteva jumătate de oră, cam așa, după las să se usuce părul în mod natural, fără a băga nimic în el. Bun, acum, în ceea ce privește corpul, sunt două variante. Dacă ies rapid din casă sau dacă mă îmbrac în pijamale, și o să discutăm la momentul oportun despre cele două variante, dar de fiecare dată folosesc, sau cel puțin încerc să folosesc un produs pentru zona bustului și a decolteului. Acesta este de la Pelamar și este o cremă cu o textură foarte ușoară care se absorbe foarte repede în piele. Dacă vedeți, sigur că nu are capac și ați văzut și la celelalte două produse, la mine se întâmplă foarte rar. Există așa un light motiv la mine să dispară capacele, nu mă întrebați. Revenim la produsul nostru. După cum spuneam, o cremă foarte light, spune aici că este regenerantă pentru fermitate și tonus. Nu știu să vă zic dacă oferă ceva, niște efecte wow, ceva care să le vedeți de la câteva utilizări. Eu v-am zis, încerc să-l folosesc de fiecare dată sau să folosesc un produs pentru buști de culteu. Îmi iese de fiecare dată? Nu. Sunt zile poate în care îl sar, dar încerc și îmi place că se absorbe destul de repede în piele, nu lasă un filtru unsuros, intră, v-am zis, rapid în piele și de asemenea rămâne și un miros ușor, discret, parfumat, deci nu este ceva neplăcut la miros. După, v-am zis, se împart lucrurile. Dacă de cumva mă îmbrac în pijamale, folosesc un ulei de corp pentru că mi se pare că este mult mai hidratant. În momentul de față îl am pe acesta de la Barnangel, presupun că așa se numește, v-am zis că am eu o problemă cu pronunția acestui nume. Și acesta este Midsummer Glow Body Oil, este cu uleiul florale și mai are și un serum protector. Mi se pare că este un ulei foarte bun, are un miros foarte puternic, deci dacă nu vă plac produsele cu un parfum intens, nu vi l-aș recomanda, pentru că și parfumul se menține cumva pe piele. Este un miros mai greoi, este un miros oriental și nu știu dacă nu sunteți obișnuite cu astfel de parfumuri, dacă nu v-ar deranja. Pe mine nu mă deranjează chiar deloc, nu se absorbe rapid în piele, rămâne cumva la nivelul pielii o
perioadă medie, zic eu, și lucrurile acestea mă încântă, deoarece vin cu un astfel de aparat, nu știu cum să-i spun, un dispozitiv pentru masaj luat de mult, de tare de mult din, cred că de prin Auchan sau de prin Carrefour și am dat undeva la 10-15 lei pe el, cu siguranță găsiți așa ceva și în online, vă las link-uri dacă nu uit, către un astfel de instrument sau nu știu cum să-i spun și masezi foarte bine pielea pentru a intra uleiul în corp. De asemenea, teoretic, el este un produs pentru masaj anticelulitic, ceva de genul, nu știu să vă zic dacă oferă neapărat efectele dorite, însă mie îmi place să-l folosesc la fel când mi-aduc aminte. Bun, dacă de cumva trebuie să ies mai repede din casă, folosesc o loțiune de corp. Desigur, nu de fiecare dată, dar când îmi aduc aminte, îmi place în mod normal să folosesc o loțiune de corp sau o cremă de corp care este în tandem cu parfumul pe care îl folosesc. În momentul de față o am pe aceasta în baie de la Luminata, de la Avon. Este o cremă care se absorbe foarte repede în piele și mi se pare că pielea rămâne foarte parfumată după. Chiar dacă este să nu plec din casă, pur și simplu aplic seara înainte de culcare și a doua zi dimineață, simt cumva atât pijamalele cât și pielea că încă miroase acest parfum și lucrul acesta chiar mă încântă. Este cu o textură destul de light, intră rapid în piele și o găsiți la Avon undeva la vreo 10 lei, 15 lei maxim, dar nu merită să o luați la 15, la 10 o găsiți destul de des. Sunt desigur aproape toate aromele de la parfumuri și eu zic că dacă n-ați încercat până acum astfel de loțiuni, puteți să le dați o șansă. Desigur, folosesc și antiperspirant. Preferatul meu din momentul de față este acesta de la Elmiplant. Este un produs bun, ieftin, îl găsiți la, cred că, 10 lei la majoritatea magazinelor. Eu știu că l-am luat de la Kaufland și avea atunci o reducere de 20%, l-am luat cu Oplay, însă mi se pare a fi un produs extraordinar de bun, mă menține uscată pe toată perioada zilei, nu transpir de la el și m-a zis, cam asta mă interesează pe mine. Conține săruri de aluminiu, dar pe mine nu mă deranjează pentru că, v-am zis, eu caut un produs antiperspirant pentru că eu transpir mult. Acesta este aproape pe terminate și cu siguranță după ce mai termin ce am prin casă o să-l recumpăr pentru că mi-a plăcut mult. Și ultimul produs, dar nu cel din urmă, este un produs cumva multifuncțional. Este această cremă tot de la Avon. O cremă cumva mai groasă, nu neapărat groasă, dar mai bogată. Este pentru mâini, coate și picioare. Eu o folosesc pe coate pentru că am prostul obicei de a sta în pat, lungită pe pat, în coate sau la laptop, când mă uit la un film sau ceva și desigur vă dați seama, zona coatelor nu arată așa de bine dacă faceți ca mine. Și încerc de fiecare dată să o hidratez în profunzime. Folosesc așa ceva și mi se pare că ajută, că are efect. De asemenea, o folosesc și pe tălpi. Pe tălpi o aplic într-un strat mai generos și pun și niște șosete pentru a menține hidratarea. Asta se întâmplă de obicei înainte să mă bag în pat, pentru că nu prea îmi place senzația aceea de tălpi unsuroase, chiar cu șosete să umblu așa prin casă. Dar pentru aceste lucruri, mie mi se pare că funcționează foarte bine. Și cam aceasta este rutina mea de după duș. V-am arătat produsele, cum le folosesc, v-am dat detalii. Dacă voi folosiți altceva în plus, spuneți și mie că eu chiar sunt curioasă dacă aveți alte descoperiri, dacă ați găsit alte produse interesante care v-au plăcut. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună! Pa, pa!